Sâmbătă după amiază, patronul, de altfel cel care și efectua reparațiile la atelierul de sudură, avea o intervenție la rezervorul unui autocamion. Patru oameni se aflau în incinta și lângă atelierul de sudură de pe strada Transilvaniei în momentul deflagrației. Cel care lucra la rezervor, șoferul autocamionului, fiul acestuia și un mecanic de la firma care deține mașina de mare tonaj. La un moment dat s-a produs o primă explozie. Îngroziți, vecinii nu au știut inițial ce se întâmplă. Nu știu de la ce a luat, de la ce o bubuitură tare și când am ieșit eu afară, era flăcările sus. Spălam și am afară acolo și am auzit bubuitură și sărind așa flacăre cu fum mare așa și începuse iarăși. Din câteva minute iar săreau alte tuburi, iarăși săreau, erau 8 tuburi, parcă așa au zis că avea înăuntru. În imediata apropiere a atelierului unde s-a produs nenorocirea se află o biserică. Preotul era în lăcașul de cult în momentul în care a auzit un zgomot puternic. Eram în biserică și am auzit o bubuitură. Am venit aici, am văzut ceea ce vedeți și dumneavoastră. Explozia a fost puternică? Foarte puternică. Eram în Sfânta Biserică și s-a zdruncinat geamurile și am ieșit afară să văd ce s-a întâmplat și când am ieșit în stradă, am văzut lumea îndreptându-se către punctul cu... Imediat după deflagrație, mai mulți vecini au sărit în ajutorul victimelor, chiar cu riscul de a fi și ei răniți. S-a dus să taie un gărduț și în timpul ăla a făcut alt tub de oxigen explozie și i-a pârlit suprafața părului, părul după barbă și după mână. La fața locului au fost mobilizate impresionante forțe de la ISU, ambulanță și poliție. La fața locului s-au deplasat progresiv 4 autospeciale, dintre care 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă și 2 ambulanțe SMURD, în sprijinul nostru venind 2 ambulanțe de la Serviciul Județean de Ambulanță. În momentul sosirii la locul intervenției, incendiul se manifesta pe o suprafață de aproximativ 30 de metri pătrați, în continuare acționându-se pentru localizarea și lichidarea acestuia. În urma incendiului a rezultat decesul unui bărbat și alte 3 persoane fiind arse, preluate și asistate de ambulanțele SMUR și SAJ, ulterior fiind transportate la unitatea de primiri urgențe Buzău. Proprietarul atelierului de sudură a murit pe loc. Avea 53 de ani. Celelalte 3 persoane, dintre care 2 rănite grav, au fost transportate și internate la secția de primiri urgențe în spitalul județean. Șoferul autocamionului și colegul său mecanic au suferit arsuri pe aproape întreaga suprafață a corpului, astfel că echipa de medici de la UPU a decis să-i transfere la spitalul de Arș din capitală, solicitând intervenția elicopterelor SMURD. În mai puțin de 45 de minute pe stadionul de atletism din Buzău au ajuns 2 elicoptere care i-au preluat pe cei 2 pacienți, unul în vârstă de 43 de ani, iar celălalt de 49 de ani, ambii cu șanse minime de supraviețuire. 2 victime cu arsuri pe aproximativ de gradul 3 și 4, pe aproximativ 90% din suprafața corporală. Prognosticul este rezervat la amândouă. Vom vedea mai departe. Au fost intubați amândoi, preluați cu elicopterele amândoi. Sâmbătă seară, bărbatul în vârstă de 49 de ani a decedat pe patul de spital, iar cel de 43 de ani s-a stins în această dimineață. Singurul supraviețuitor al exploziei de la atelierul de pe strada Transilvaniei este fiul șoferului de autocamion, un adolescent în vârstă de 16 ani, externat din Spitalul Județean de Urgență chiar în ziua tragediei.